Opțiunile în materiale de construcție joacă un rol semnificativ în determinarea durabilității unei structuri. Selectarea materiilor prime ecologice reprezintă o necesitate pentru construcțiile ecologice. Acestea pot fi fabricate din resurse regenerabile, materiale reciclate sau deșeuri. Utilizarea materialelor disponibile la nivel local este un alt mod de a promova durabilitatea mediului. Acest lucru nu numai că economisește bani, dar reduce și energia necesară și poluarea produsă. Materialele ecologice, adesea denumite materiale de construcție ecologice, sunt cele utilizate în construcții care au fost supuse unor procese cu impact minim asupra mediului în timpul fazelor de producție, instalare și întreținere. Aceste materiale ar trebui să aibă anumite caracteristici, cum ar fi durabilitatea, reutilizarea sau reciclarea. În plus, acestea ar trebui să includă componente reciclate în compoziția lor și să provină din resurse locale, făcându-le materiale de origine regională. Importanța materialelor de construcție durabile este incontestabilă, în special în fața amplificării efectului de seră și a impactului tot mai mare la nivelul schimbărilor climatice. Pentru a aborda aceste provocări, adoptarea unor practici de construcție durabile a devenit esențială. Materialele de construcție durabile joacă un rol crucial în reducerea impactului proiectelor de construcție asupra mediului. Acestea afectează totul, de la resursele utilizate în producția lor până la energia necesară pentru transport și instalare. Alegerea materialelor durabile este o modalitate proactivă de a minimiza aceste efecte asupra mediului și de a crea structuri ecologice. Materialele tradiționale utilizate în construcții, cum ar fi betonul și oțelul, au un impact substanțial asupra mediului. Există o serie de noi materiale de construcție durabile care sunt dezvoltate și utilizate. Acestea sunt materiale pe bază de biomasă care sunt fabricate din resurse regenerabile, cum ar fi lemnul, paiele și deșeurile agricole. Materiale reciclate fabricate din deșeuri, cum ar fi sticlele și anvelopele din plastic. Materialele naturale, ce sunt extrase din pământ, cum ar fi piatra, argila și nisipul. Materiale avansate care au proprietăți unice care le fac potrivite pentru utilizarea în clădiri, cum ar fi materialele de autocurățare și materialele absorbante de energie. Unele dintre cele mai noi materiale de construcție durabile sunt bambus, lemn reciclat, pământ bătut, plută, baloți de paie, hempcrete. Aceste noi materiale de construcție durabile oferă o varietate de beneficii potențiale, inclusiv impact redus asupra mediului. Aceste materiale pot contribui la reducerea impactului clădirilor asupra mediului prin utilizarea mai puțină energie și resurse. Performanță îmbunătățită. Aceste materiale pot îmbunătăți performanța clădirilor în ceea ce privește eficiența energetică, durabilitatea și confortul. Creșterea inovării, dezvoltarea de noi materiale de construcție durabile poate contribui la stimularea inovării în industria construcțiilor. Există multe tipuri de materiale de construcție durabile, adesea denumite produse de construcție ecologice. Cherestiaua, piatra, metalul și hârtia sunt materiale care pot fi reciclate și reutilizate ca produse pentru construcții. Bambusul, pluta, paiele și chiar nuca de cocos sunt exemple de produse de construcție care pot fi reînnoite rapid. Etapele specifice managementului deșeurilor sunt reducerea, reutilizarea, reciclarea și eliminarea. Ierarhia deșeurilor ne spune că cel mai bun mod de a face față deșeurilor este de a le opri să se întâmple, deci în primul rând reducerea posibilității de apariție a acestora. Dar dacă există deja deșeuri, ar trebui să știe că aruncarea lor este cea mai proastă alegere pentru mediu. În schimb, ar trebui să se urmărească Scopul ierarhiei de gestionare a deșeurilor este de a se obține rezultate optime asupra mediului și este acceptat la nivel național și internațional ca ghid pentru prioritizarea practicilor de gestionare a deșeurilor.
Ierarhia de gestionare a deșeurilor a fost stabilită de Agenția pentru Protecția Mediului, EPA, ca ghid pentru prioritizarea practicilor de gestionare a deșeurilor în conformitate cu cel mai mic impact asupra mediului. Deșeurile din construcții sunt deșeurile generate de construcția, renovarea și demolarea clădirilor și a infrastructurii. Este o problemă majoră de mediu, deoarece contribuie la poluare, la emisiile de gaze cu efect de seră și la epuizarea resurselor naturale. Aceste deșeuri includ materiale precum beton, lemn, metal, plastic și sticlă. Activitățile desfășurate pe șantierele de construcții pot duce la deversarea de ape poluate care afectează în mod negativ cursurile de apă locale sau impactul asupra mediului marin sau potențialul impact asupra sănătății, la evacuarea deșeurilor de pe amplasament sau la excavarea sau importul de materiale de umplere necorespunzătoare. Gestionarea deșeurilor în activitățile de construcții a fost promovată cu scopul de a proteja mediul, în conformitate cu recunoașterea faptului că deșeurile provenite din lucrările de construcții contribuie în mod semnificativ la poluarea mediului. În activitatea de cercetare și în practicile existente au fost dezvoltate diverse abordări ale gestionării deșeurilor din construcții. Acestea pot fi grupate în linii mari în trei domenii, și anume, clasificarea deșeurilor, strategiile de gestionare a deșeurilor, tehnologiile de eliminare a deșeurilor.